Așa. Bună la toată lumea. Bună. Să facem sesiune de curățare. Da. Astăzi pentru bed. Da. Așa. Bun. Deci o persoană de sex Da, masculin, de să vrei. masculin, da. Un băiat tânăr, da. Da, de 25 de ani. Bun. Să mergem mai mult pe listă, să vedem punctele. Cum relaxează-te. Iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, mai adânc relaxată și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Bun. Într-un moment, voi număra de la 1 la 3. Când ajung la 3, o să te conectezi cu partea sufletească a lui Ben. 1, 2 și 3. Identifică-l, cere acordul dacă l-ai găsit și dă informații de ce suntem aici. Da, deci apare ca și cum se dublează pe sine însuși, mi apare, da? Da. Adică eu îl însoțesc, l-am identificat, i-am explicat. Percep Da. foarte multă tristețe, durere, emite, știi? Deci are o formă umană, mai degrabă umanoidă, aș zice. Parcă este acoperit de o piele cumva solzoasă, așa Da. cenușie, știi? Și întrebă ce este cu pielea asta, ce Da. reprezintă, și zice că este cumulul mizeriei, exact așa spun, al emoțiilor, a faptelor prin care a trecut, spune. Da. Și întreb dacă pielea asta este numai de aici, din viața asta, și spune că și da și nu, că s-ar fi îngroșat, da? Și simte că și-a ratat experiența și misiunea. Da. Așa, și zic, misiunea ta care era? Și spune că nu mai ține minte cu exactitate, ține minte în orice caz că a venit aici să îndrepte niște lucruri. Și ceva din ea însă și din partea sufletească Da. spune că nu simte că nu a reușit, ca și cum și-ar fi pierdut drumul, da? Pe de altă parte, se vede, dacă se poate spune așa, într-o proiecție în care ea, ca parte sufletească, parte din ea, deci Da. rătăcește cu un fel de glugă într-un întuneric adiamurg, așa, într-un loc în care nu este nimic, practic, este pustiu și zice că ăsta este pustiul conștiinței mele. Și Da. zic, conștiința ta nu are cum să fie pustie, pentru că tu ești o scânteie din conștiința universală. Și zic că cred că Da. este practic o parte a minții tale, o parte din labirintul minții tale. Și zice că cred că da. Și zic că vreau să știu la care minte ne referim. Și Da. mi-arată ca și cum ar fi un construct al unei părți din mintea fizică, înfășurat, așa, știi? Da. Ca un balon cu pelerină, să spunem, din mintea subliminală, știi? Adică exact acea parte din programele cu care a venit în această viață,
Da. Pe care înțelege că nu le-a reușit, nu le-a respectat. N-a jucat jocul, să spunem, cum, da, cum trebuie, da? Uh-huh. Bun, deci percep foarte multă energie feminină, da? Da. Adică al lui adică sau? Da, un exces de energie feminină, înțelegi? Da. Nu în sensul homosexualității, în niciun caz, ci în sensul că aduce cu sine experiențe din viețile trecute, știi, în care a fost mai mult femeie, da? Ca și cum, da, experiențele masculine ar fi fost împinse într-un loc de inacces temporar, știi, al, da, labirintului conștiinței lui, știi? Nu se simte bine, spune. Da. Se simte părăsit de tot și toate. Așa, deci corpul energetic al umanoidului cu piele pare a avea răni la toate ceacrele. Sunt, da, ca niște trandafiri sângerând. Cel puțin între deci chakra 2, 3, 4 și 5 așa arată. Da. Chakra 1 cumva este blocat așa, ca și cum ar avea un dop la ieșire, să spunem o strecurătoare, prin, da, care foarte puține reziduri sau energii sau hinturi de programe se curăță. Da. Așa, iar la chakra 7, deci practic deasupra creștetului capului, văd o chestie care îi acoperă așa de pe la sprâncene ca o piele, înțelegi, ca cum sarmurile sarazinilor, așa, știi, până pe spate și pare a avea circuite. Uh-huh. Așa, mai văd un gol, înțelegi, care, da, este umplut cu altceva și mă refer la un gol, este ca și cum o parte din partea lui sufletească ar fi plecat și ar fi rămas altundeva, s-ar fi refugiat. Da. Și este chiar acel întuneric cu glugă pe care l-am descris, știi? Adică, cred că intenția centrală era de walk-in, știi, de părăsirea acestei experiențe, dacă se poate spune așa, și să lese pe altceva, altcineva, să, da, această experiență și el să fie numai în postura de observator de la distanță cu orice risc, ceva de genul. Deci ăsta, da, ține un program, de un program de fri și lașitate, știi, pe care l-are implementat. Și deci văd foarte multe conectări la copilărie în această viață, la câmpurile morfice în care a fost crescut. Da? Da. Și deci a fost crescut într-un mediu în care, cum să spun, cuvântul pedeapsă practic făcea, da, parte, spune, la orice frază, da? Da. Și deci era pedeapsă și ascultare, știi? Da. Din cauza programului respectiv de pocăință, știi? Uh-huh. Așa, și ceea ce se manifestă prin el, adică ca o completare, da? Să ne echipuim că sufletul este ca un măr, ca un întreg. Da. Este impropriu spus că asta este atunci când nu are corp fizic, uh-huh, da? Da. Așa, să spunem, presupunem, da? Așa, e bine, 27 din acest măr este acolo. Da. În acel loc întunecat. Da. Unde crede că nu găsește lumina. Da. Așa. Un 7-8%, deci este o conexiune cu un suflet complementar ajutător. Da. Așa. Dar văd acest suflet, cum să spun, de o recesivitate și o violență rar întâlnite. Mm-hmm. Așa. Și ceea ce se conectează, ce îi ține conectați și completează totul din întreg, este un suflet de argint. Știi? Da. Adică o parte dintr-un arhanghel, arhon. Știi? Uh-huh. Adică asta este un fel de creație, un fel de program ca să dea
impresia continuității țesăturii sufletului, știi? Da. Așa, foarte adânc implementat, da? Ca și conexiuni, deci în afară de arhanghelul respectiv. Da. Așa, care fie vorba între noi, căruia îi poartă numele. Da. Așa, și prin asta s-a stabilit. Și prin asta s-a stabilit o conexiune puternică. Așa. Pare că are de-a face cu tipul ăsta de religie foarte mult și cu enoriașii care practică da. Acest tip de religie, da? Uh-huh. Pare o entitate foarte puternică, înțelegi? Da. Așa, dar deci în afară de legătura cu această entitate, în uh-huh. rănile de la așa zisele, aparentele răni, da. Ele există numai la fizic, da? Deci da. În așa zisele aparente răni, mai, deci în 2, 3 și 4, prin pâlnia chakrei, prin spate, deci este o conexiune, formează un fel de coadă energetică. Da. Deci trei fire se împletesc cu unul, formează o coadă și vârful cozii trece prin toată măduva spinală, așa, da. Și are și o conexiune la coccis. Și da. De acolo iese și merge într-un portal spumos în care văd niște ochi cam joacă, așa, știi, ca uh-huh. precum farul. Ce da? Este? Este o ființă? Da, este o esență demonică. Da. Se numește Captura, cu capa. Capturan, Captura, îi se spune. Capturan da. Este numele complet, da? Da. Și reprezintă ispita, adică cele două entități mari aparent joacă rolul acela, da? Da. Adică de polițist bun și polițist rău, să spunem, da? Da? Așa, se joacă cu emoțiile și sentimentele acestei ființe care o reprezintă vet. Da? Da. Așa. Fără jenă și fără rușine, că ei nu au astfel de emoții, da? Da. Bun, să mergem. Deci, aceste două entități sunt prezente în sfera energetică și acel compozit, da? Da. Pare să că acestui compozit, deci, ei au experimentat împreună într-o viață, da? Da. El a fost un fel de șerif local, da? Unde, în ce zonă? E o zonă germanică, e un timp de formare a burgurilor, da. Înțelege, a comunităților, nu Germania propriu-zisă. Da. Acum și văd foarte multe diferențe și, cum să spun, cam se resping comunitățile, încă n-au un egregor comun. Știi? Da. Adică, na, au și nume separate, în fine. Și, deci, în această comunitate, da? Da. În care ei aparțin de ceva ca o religie precursorică, liturghiștilor, așa îmi da. Vine. Deci, ăsta e numele care îmi vine. Deci, apare practic un criminal în serie, da? Da. Criminal care răpește copii între 3 și 4 ani și da. În momentul când este gata să fie depistat, pentru că ține undeva într-un fel de beci, într-o da. Să mai izolată și deci el este în legătură cu o cultă, știi, cu o organizație da. Ocultă și vinde acești copii spre a fi drogați și să fie da. Sacrificați la cealaltceva. Da. Așa, și deci în momentul ca să scape de obligații, schimbă casele, asta da. Nu mai au casă, și lasă cadavre în urmă, înțelegi? Mhm.
El lucrează singur. Da. Deci nu lucrează cu absolut cu nimeni și de asta la un moment dat greșește și lasă indicii, știi? Da. E bine, el, pentru că este afectat de acest criminal în serie în mod indirect, da. Deci răpește fetița unor vecini foarte drăgălașă pe care o simpatiza, el este un om singuratic, nu are familie. Da. În această viață. Până la urmă reușește să pună indiciile cap la cap și îl descoperă ascuns chiar în societatea de mijloc, să spunem, da? Cea Da. oamenilor, să spunem, de afacere din acele timpuri și deci sub masca unui comerț prosper de import-export butoaie. Da. Așa, știi? Deci asta era viața de față, cum ar veni, al acestui om. Da. Și descoperă că copiii erau parțial drogați și transportați în butoaie, știi? Deci niște căruțe așa lungi, niște trăsuri lungi de Da. transport, știi, cu multe perechi de cai. Și deci el găsește pe unul din cadavre, în fine, n-are rost, niște așchi, știi? Și caută cu încăpățânare și până la urmă găsește și în fund acest criminal în pușcărie. Apoi este executat. După scurt timp este executat da. criminalul, știi? Când iese din experiența asta, așa, îi se reproșează de către entități că nu trebuia să fie atât de aspru, știi? Adică pentru că el a propus, da. știi? Moartea prin spânzurare, știi? Așa. Curții care a judecat acest caz. Da. Și zice că a influențat evenimentele într-un mod în care celălalt suflet nu și-a putut încheia experiența, da? Da. Și că victimele acestei ființe cer dreptate, da? Că el nu a stat pe pământ un număr suficient de ani cât să regrete și să-și înțeleagă faptele, da? Da. Și practic este judecat și se face vinovat pentru că a permis și împins scoaterea acestui suflet din experiență. El nu și-a înțeles da. vinovăția și experiența și în plus victimele respective nu și-au căpătat dreptatea, știi? Și este Da. împins într-o serie de vieți feminine de aici încolo, în care va aduna, mai este și masculin, sunt Da. ca la niște vieți de odihnă, așa le percep, știi, de un fel de reset ca să dea energie, știi, mai ușurele experiențele bărbătești, știi? Da. În care, deci, practic trece prin toată gama de emoții de joasă vibrație, știi? Da. De la fi maltratată, de la da. a fi violată, de la a fi, cum să spun, sub papucul soțului fără, sau a familiei, fără să aibă un cuvânt da. spus, de la a fi luați copiii de lângă ea, de la a fi răpiți copiii, înțelegi? Până, practic, deci, trăiește viețile celor 11 victime. Da? Da. Așa, care trăiește pentru viețile celor 11 victime. Dar da. când acest compendiu de 11 vieți se, între ele am precizat că are 4 vieți de bărbat, asta ar fi a cincea, da? Da. Așa. Bine, moare într-o viață de sifilis, într-o viață se chinuie să facă copii și când naște la scurt timp moare. Sunt o grămadă de da. experiențe, n-are niciun rost să le relatăm, da? Deci îmi place să percep schimbarea părții sufletești când se reconectează cu emoțiile din aceste vieți pentru că înțelege practic ce era îngrămădit în mintea subliminală, da? Da. Adică vestul se curăță pentru că experiență după experiență, fiecare aduce un mecanism de autoapărare în mintea da. subliminală. Adică nu mai băga degetul
în apă că te uzi, ceva de genul, știi? Bine, asta e da. Exemplu simplu, știi? Așa, și se luminează mult și a început a-i se decoji această piele, da? Da. Acum entitatea aceea din spate încearcă să-i pună mâinile la ochi, așa, și după urechi, ea s-a ferit, înțelegi? Și a împins-o cumva și i-a spus, lasă-mă pentru că trebuie să înțeleg și să văd, spune. Da. Tu ai zis că ești cu mine ca să mă ajuți, dar nu faci nimic în sensul ăsta. Decât spune să mă conduci mai adânc în întunericul ăla și eu în întunericul acela nu vreau să stau, știi? Așa. Și pe de altă parte, deci demonul râde asurzitor, știi, de experiențele nebenefice când a fost chinuit, știi? Cu râsul acela sadic, ha-ha-ha, știi? Așa, în fine. Și i-a spus să nu dea importanță pentru că încearcă să scadă vibrația ca să-i atragă atenția în altă direcție. Da. Știi, ca să perceapă că acest proces prin care trece împreună cu noi nu ar fi pozitiv lui sau valabil ca suflet, știi? Așa, iar acel compozit este acelui criminal, da? El l-a purtat cu sine, acum este puțin, da? Dar în următoarea viață, deci era un 50%, dă seama ce făcea 50% energie feminină, 50% energie masculină, 50% personalitate feminină și 50% personalitate masculină. Este ca și cum două ființe fără voia lor sunt încătușate într-un trup comun, nici celălalt nu se simțea bine, pentru că nu putea, n-avea posibilitatea să înțeleagă ceea ce a făcut în acea viață. Și ea, ca sufletică, avea propriile conexiuni, mai ales cu cartonul ăsta. Da. Așa, deci de acolo îi vine conexiunea, da? Și să știi că pe măsură ce vorbim, deci prima reacție a acestui suflet a fost să emită teamă, înțelegi? Fiind conectat de sufletul propriu-zis, știi? Deci făcând un portal de experiență comună, deci această teamă curgea ca un mercur, așa, în picături, știi, pic-pic, și se oprea cumva în capacul de la chakra, în strecurătoare, știi? Și deci comunică acelui suflet că tu trebuie să ieși cu tot ceea ce te ține, cu porțiunea ta de minte, cu porțiunea ta de emoții, spune, pentru că nu se poate să fim împreună, spune, nu este corect. Și apoi, deci, dă-ți seama că de circa, din câte înțeleg, 11-12 vieți, acest suflet n-a mai avut un corp, știi? Se ține atașat. Da, este la rândul lor și acele suflete care au fost ucise, știi? Deci îl țin atașat sub pretextul că trebuie să învețe să-și ierte agresorul. Da. Că asta este adevărata conexiune, știi? Păcate și ele în programe, da? Și zice, m-aș putea duce în momentul când... Unde se ducă? Unde este comisar acolo. Da. La comisie, așa se cheamă. Și să spună că acestea sunt faptele pe care am dedus prin interogatorii și prin punerea informațiilor cap la cap că le-a făcut această ființă și în loc să spună că e... propune spânzurătoarea, pentru că, într-adevăr, îl percepe și ea ca parte sufletească ca un abuz, da? Adică, vezi, face parte dintr-un sistem de judecată, dintr-un sistem social și, la urma urmei, dintr-un egregor social, da? În care el emite puternic și determină mișcarea unor evenimente, știi? Și, deci, s-a întors, s-a băgat în acel corp și ține discursul,
și spune las la latitudinea voastră, pentru că știți să vă faceți meseria așa cum am făcut-o și eu, da. Ce se va întâmpla cu această persoană, înțelegi? Da. Ca urmare, deci ei nu mai pot relega, știi, evenimentele. Da. Deci nu se mai determină, dar viețile deja au avut loc. Emoțiile au fost deja trăite, faptele s-au întâmplat, câmpurile morfice deja sunt împroșcate cu gândurile și alegerile joase și ea, ca și suflet venind încoace, trebuie să curețe toate astea. Da. Și apoi este întruparea pe această viață, da? Întruparea pe această viață în care are o conexiune și un univers viu în el, da? Adică un corp care există acum pe Terra, da? Da. Și mergem la Consiliul de Încarnare, unde este nelipsitul arhanghel, înțelegi? Îi apare ca un fel de tată, așa, aparent cu părul alb bătrân foarte lung, înțelegi? Da. Cu aură înțeleaptă. Da. Și ca și cum ar bate pe umăr, el apare ca un copil înainte de întrupare, ca un băiat, deci nu apare cu cum a fost în viața trecută, ci este o conexiune cu o viață de băiat când a murit la vârsta de 17 ani. Așa, și spune că îi spune că are ocazia să își împlinească în această viață ceea ce nu s-a împlinit, n-a avut timp să trăiască acolo, ca și cum ar face o punte, înțelegi, între aceste două vieți, pentru că în sfârșit se născuse într-o familie cu posibilități materiale bune, cu posibilitate de educație în toate sensurile, înțelegi, într-o familie bună și se îmbolnăvește brusc. Da. Nu știu, face o reacție ca un icter mecanic. Face și decedează, știi? Adică un icter galopant, înțelegi? Da. Acum se îmbolnăvește, acum este tratat, acum se înrăutățește situația, acum moare, cum ar veni. Așa și, deci din viața aia el se desprinde cu regret, înțelegi? Da. Că nu și-a trăit trăirile, știi? Și parcă și vine în aceasta. Dar ei curăță aceste chestii, îi lasă o parte să le perceapă și îi dă înfățișarea când era foarte fericit la acea vârstă și îl aduc aici ca și cum ar fi un fel de continuare, da? Dar vezi că fiind blocat, deci având atâtea părți între el și conștiința lui și nu mai are percepția că de la viața aceea au trecut niște vieți în care el nici n-a mai fost băiat sau bărbată, n-a mai decedat, ci a murit ca femeie, da? Da. Și că cumva este un fel de missing life aici, știi? Da. Așa, și îi se spune că are ocazia să răspundească cuvântul lor, al Domnului lor, înțelegi, și să își facă misiunea de a corecta sufletele. Pentru că pământul, deci îi dă de înțeles că el a lipsit foarte mult, deci în jur de 400 de ani pe pământ, dar este un concept fals, pentru că practic de la întruparea precedentă până la întruparea în această viață, deci trec numai câteva luni, 11-12 luni, știi? Așa, și în care aparent a fost judecată pentru păcatele din viața de femeie antecedentă și pentru alte păcate de la Ana la Caiafa, nu l-am de crem, știi? Cum au amplit și îl mângâie și spune să aibă curaj, îi arată portalul, el este așa foarte întortocheat, pare foarte luminos, parcă este un culoar de mină cu LED-uri, înțelegi? Și oarecum nu este rotund, ci cumva aproape triunghiular, bineînțeles rotunjit, nu are exact liniile frânte, știi, ale triunghiului. Așa, și spune că totul va fi bine și
Mai mult decât atât, el poate alege să-și păstreze o parte din suflet pur, înțelegi? Da. Stea cu, cumva cu ei, știi, pe stații, cum ar veni. Și, deci, cumva ia hotărârea să vină în această viață, da, dar să nu stea pe stație, ci să plece din când în când, da? Și la care entitatea spune, eu te-am avertizat. Așa, da, dar nu te teme că voi fi cu tine. Spune, bineînțeles că în viața ta vor exista ispite care îți vor pune conștiința la încercare, dar tu trebuie să treci cu eleganță, cum ar veni, să te descurci, să vâslești peste ele și dacă te vei descurca, îți vom opri temporar șirul întrupărilor până în momentul când vei considera că ai de corectat și te vei duce tu însuți la te vei însăși și că suflet. Da. Că te vei oferi pentru încarnare, da? Da. Deci se pune o pecete, așa, de părinții, știi, când înainte de a fi procreată în fizic, îi vede deja prin alegeri, da, cum ar veni, sunt niște geamuri bombate. Bine că el este determinat prin părți de minte subliminală să se ducă, da, știi? Deci, li se acordă energie, informație ca să aibă tendința să aleagă. Și noi nu sunt sigură că celelalte întrupări există, ar fi existat. Da. Din punctul de vedere al realității noastre, să spunem, da? Și deci vede că sunt aspri, că li se pun restricții și neavând corp fizic în momentul ăsta, ca da, să înțeleagă ce traume ar putea provoca această purtare, să spunem, această inundare a câmpurilor morfice în, da, această familie, deci alege cu seninătate această familie, da? Se explică că la un moment dat deci va veni un suflet lângă el care trebuie corectat, dar nu îi se da, explică că va veni ca și compozit sau din ce viață sau din ce cauză, știi? Da. El percepe asta ori ca un prieten, ori ca pe o viitoare soție, pentru că știe că va fi bărbat, da? Și dacă am ajuns în punctul ăsta, se spun aceste entități, uite, eu vin de la vârsta de 25 de ani. 25 de ani pământești am petrecut încercând să mă lupt cu iluziile pe care le-ai strecurat, așa, drept experiențe ale alegerii mele, mai mult sau mai puțin libere, da? Da. Așa. Vreau să anulez tot ceea ce am contaminat ca și câmpuri morfice. Foarte bine, să dea informația. Da. La suflete, în tot ceea ce am, da, făcut, alegeri nebenefice și am influențat negativ și această continuitate a programelor nu va mai exista. Da. Adică și anulează contractele pe viața asta, cum ar veni. Pentru că tot ceea ce ține de contaminare în această viață este sub totela acestei entități care are în mână o parte mai mare din hartea, da, teritoriului, să spun. Așa, și apoi să meargă, vreau să o ia înapoi și să curețe câmpurile morfice, da? Da. Deci facem curățare clasică de la câmpurile, da, morfice. Deci intră în sămânța de lumină, atât de puternic impactul, pentru că eu sunt cu el, înțelegi, în, da, păstaia mea, cum ar veni. Și atât de puternic impactul, cum să spun, acestor câmpuri morfice, parcă este, cum să spun, o parte din meteorit în fața, da, vânturilor cosmice. Da. Și parcă auzi cum se lovește de geam, bucățele, parcă așa este. Da. Așa, și deci are grijă să mulțumească pentru învățături, pentru experiențele pe care le-a avut deja, spune. Da. Și zice, poate, zice în genere din observațiile ei ca sufleții, că spune că, da,
oamenii ori au experiențe hard, așa în prima parte a vieții și apoi devin adulți cu minți, da. Așa, ori este invers, adică au o conduită perfectă și în jurul vârstei de reglare hormonală, da? Când echilibrul organismului se strică cumva, așa, ca și cum da. Și-ar trage niște programe de producție, știi? Da. Entitățile de pe ființe în jurul vârstei de 40 de ani. Este cumva miezul vieții umane din punctul lor de vedere, știi? Da. Așa, deci atunci, ori după asta, știi, li se ridică tot felul de idei. Așa, da. Și deci zâmbește când spune asta și zice că este bine că s-a decontaminat în felul ăsta și deci vrea să transmită această informație în toată da. rețeaua în care a fost băgat, da? Foarte sunt bine, niște da. egregori la religia asta, sunt foarte strânși, da? Este Da. vorba de miez, miezul religiei, așa, sunt entități executante, entități supraveghetoare și entitatea mare, propriu-zisă, știi? Da. Așa, și sunt, cum să spun, entitățile astea au extensii foarte adânci în toți, prin îndoctrinarea, știi, acestor conștiințe cu niște programe foarte recesive, da? Da. Ce se întâmplă la egregorul ăsta, al religiilor astea, este foarte recesiv, deci, dar nu-l văd ca o continuitate, da? Pe Da. când egregorul, să spunem, a ortodoxiei în sine, este cumva mai camuflat, aparent mai blând, dar mult mai adânc săpat, îndoctrinat. Da. Da? Să știi că dacă este să analizăm ceea ce are în câmpuri, deci are și religia ortodoxă și Da. religia catolică și nu știu câte. Deci programele există acolo, da? Da. Numai că se acționează, adică se scoate în față programul respectiv în care trebuie să Da. se completeze experiența, da. Bun. Acum haide să vedem niște puncte, niște întrebări. Da. Bun. Spune că a crescut în familie de pocăiți cu foarte multe restricții. Da. Așa. Dacă poți să asiste și părinții la curățare. Da, îi cheamă acum ca să... Îi cheamă și... Pe din Îi spun afară, da, da. Pe din afară, Da. Da, și... Deci să chemăm pe cine este curățat din familia așa și să-i punem separat, da? Așa, deci îi cheamă și ca și cum dincolo de garduri ar fi cei cu care a reacționat imediat, da. Dincolo ceilalți, înțelegi? Unii își feresc așa cumva, aparent, fețele, unii vin cu dopuri în urechi, unii vin cu pielea aceea pe care o are și el pe cap, dar Da. foarte groasă, înțelegi? Foarte multă programare, știi? Da. Până la urmă, asta este un implant de studiere a emoțiilor, înțelegi? Da. În diverse situații și un fel de programare, preprogramare mentală, știi? Și este menit ca el să asocieze stările și ceea ce face compozitul, da, din acel da. Suflet de fost criminal, când putem să spunem suflet criminal, un suflet nu este niciodată criminal, știi? Așa? Da. Deci, practic, are și el tarele lui și carmele lui, anulăm de crem, da? Da. Spune că așa. Care este motivul pentru care a devenit un rebel, a intrat în grupuri nepotrivite, ajungând să bea și chiar să consume droguri, fără să-și găsească un loc de muncă stabil care să-i placă, a dormit prea afară, printre persoane de anumit tip, de așa, etnie, da? Da. Iar acum este închis preventiv pentru viol,
Spunea că a fost speriat de către poliție și cu greu a recunoscut față de avocat că nu a violat, ci a fost consimțământ, el fiind sub influența alcoolului. Da. Ce s-a întâmplat acolo? Deci ce s-a întâmplat? Femeia respectivă și ea era băută. Înțelegi, când are loc evenimentul, i-a fost rușine, pentru că Iana, ca și vârstă terestră, este mai mare decât această, decât clientul nostru, da? Și ca să arunce vina asupra acestui, deci să se scoată pe ea la liman, înțelege, a declarat că este viol, dar nu a fost viol. A fost consimțit. Vă dați seama ce înseamnă o acuzație de viol la un băiat de vârsta lui? Asta înseamnă că pur și simplu i-au mutilat toate experiențele în legătură cu femeile de aici încolo, da? Că el, practic, dacă n-ar avea loc, să spunem, această curățare, și chiar la nivel fizic și acum, da? Deci, practic, se va întreba de 5 ori dacă face bine ceea ce face, cum va avea legături intime sau poate de mai multe, și deci e un fel de impotență psihologică i-a grevat, înțelegi? Pus asta peste programul de puritate trupească pe care îl primise în copilărie din câmpurile morfice ale egregorului religios, vă dați seama? Deci creează un fel de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, da? Da. Și deci în ce s-a întâmplat este momentul când el se revoltă, deci s-a revoltat ani de zile din cauza restricțiilor, da? S-a simțit restricționat. Când a văzut puțină libertate, a zbuchit-o precum vrabia pe geam, da? Atunci entitatea, ca să-l controleze, i-a dus acel suflet cu care se va întâlni. Da. Așa și îl va corecta, da? El la nivel fizic nu-și mai percepe, odată ajuns în corp, nu-și mai percepe misiunea de corectare, da? Da. Și se lasă contaminat. Celălalt, având programe grave de contaminare, intervine și îl bagă în situații în care nu ține minte ce s-a întâmplat. Pentru că în momentul când compozitul se manifestă, sufletul respectiv este ca într-o gelatină, blocat, da? Apoi conștiința înregistrează toate aceste fapte, pentru că conștiința generală, să spunem, acestui corp, a ceea ce este clientul nostru, așa, deci este a lui Bet, deci este cea proprie lui, da? Cealaltă este numai o părticică acolo, știi? Da. Și deci vede că a făcut lucruri și nu și-aduce aminte, da? Realitatea cum ar veni este crudă cumva, știi? Se trezește și vede că a făcut adresa, faptele reprobabile. Și atunci, deci apare o stare de slăbiciune care îl determină să consume droguri, ca și cum ar uita de sine, da? Într-o pâclă și ajunge ca și conștiință în întunericul ăla, știi? Ca și cum s-ar rătăci, s-ar căuta pe sine și nu s-ar găsi, știi? Deci, în primul rând, acum înțelege sufletul tot și spune că acestui compozit că are de ales, că așa, îl roagă să-l ierte pentru ce a provocat. Spune, uite, eu am mers și am schimbat lucrurile pentru că pot să le schimb, pentru că sunt trecut, da? Și așa, deci orice are consecință, da? Dar schimbarea, cum să spun, consecințele, pentru că o curățare a informației morfice sunt înspre bine, în partea pozitivului, în partea de a influența conștiințele să se uite în ele însele, știi? Așa, bun. Și îi spune că deci are de ales, deci ora se duce în lumină, știi? Și este gata să-i dea informații cât îi trebuie sau așa. Acel suflet spune că nu se simte pregătit să meargă în lumină, așa. Se simte ca și cum s-ar aștepta să fie judecată. Explicăm că nimeni nu judecă pe nimeni. Da. Pentru că privite de sus, dintr-o anume percepție, unghie, toate sunt experiențe, da? Da.
Așa că ar fi bine să ceară iertare, cel puțin acelor copii în cărora le-a făcut ce le-a făcut în ultima viață, când a avut trup. Da. Așa, și deci se vede pe sine și arată lui Ben, știi? Ca și în suflet, se vede pe sine cu o viață înainte, înțelegi că de fapt el a fost femeie cu o viață înainte și deci a salvat mulți copii de pe stradă, da? A făcut un fel de casă de copii la un moment dat, deci rămâne văduvă și pierde un copil în jur de 22 de ani și n-are o condiție foarte înaltă social, dar casa e destul de mare și de primitoare și tot adună copiii de pe străzi, știi? Da. Unii o dezamăgesc, unii merg bine, unii ajung bine, știi? Și își dedică viața, știi? Și când încheie acea experiență, acestui suflet îi se împută că a împiedicat experiențele acelor suflete să se desfășoare liber prin propriile alegeri. Da. Când, de fapt, poate sufletul ăla, deci avea un corp care stătea în stradă pentru că avea ceva de pătimit din viața anterioară și ceva de genul, știi? Și acceptă corectura și uite ce corectură îi dau, da? Da. Și acum acest suflet înțelege că spune, păi așa se întâmplă la nesfârșit, spune. Da. Dacă mă conectez și eu cu amintirile mele, spune, și mă uit, apoi se întinde și iar se întinde, spune. Cu ăștia nu plătești niciodată și zice, vreau să mă desprind de ei, la care ăștia se hlizesc, înțelegi, cumva. Ca și cum ar zice că tu 7% te-ai găsit să o faci pe zmeul, știi? Și atunci se precipită, își fac iertările și deja intră în portalul de lumină. Și văd cum își trage bucățile de peste tot și se combine pe măsură ce se duce în portal, se îmbină mai bine cu lumina pură. Foarte bine, însăși. Deci sunt mai multe bucăți de peste tot, știi? Da. Da. Bun. Și deci trebuie să ierte această femeie care l-a acuzat de violă, da? În primul rând să curețe energetic situația dintre ei, da? Acea femeie are un fel de demon de posesie, da? Da. Nu este singura persoană de vârsta lui sau de vârsta apropiată cu care a avut relații, știi? Da. Adică ea vrea să pară un fel de corect în societate. Îmi pare rău să spun, nu este așa, nu sunt eu în măsură să judec purtările și experiențele. Da. Eu doar relatez. Așa, și el trebuie să o ierte și să se ierte și pe sine însăși, pentru că se învinovățește într-una, în trup fizică, dacă n-ar fi băut, că dacă nu s-ar fi întâmplat și simte că i-a dezamăgit pe toți, da? Și cumva s-a închis în sine și simte că nici iubirea partenerii lui nu mai merită, da? Da. Deși vede că este aproape și îl susține și nu știu cine altcineva l-ar susține în situația dată. Da. Pentru că vezi tu, deci, de fapt și de drept, deci ei s-au întâlnit în această viață ca să fie fericiți, înțelegi? Da. Și au dat ca și cum și-ar fi dat întâlnirea cu multe vieți, da? Au o serie de vieți de întâlniri în care toți se pierd unul de celălalt, da? Ca și ca și cuplu, știi? Și cumva și-au dat întâlnire în viața asta și vezi tu că nu sunt, n-au fost lăsați de entită și de programele lor să se manifeste această legătură, această atracție pur energetică. Înțelegi? Da. Și acum când își dă seama, cumva se infuzează de fericire, de bucurie. Pentru că expresia care o folosește, cum ar veni, este când îmi comunică, este că a găsit sufletul corect. Înțelegi? Da. Da. Bun. Vă dați seama, la nivel fizic, strict psihologic, este plin de traume. Da. Deci noi îndepărtăm energia acestor traume și programele aferente lor, înțelegi, cu ajutorul părții sufletești. Așa. Bun. Așa, am văzut că mulți spun că e bipolar.
Da. Cam aveau dreptate, dar nu era bipolar, era tripolar. Pentru Da. că se manifesta și o extensie a entității prin el, înțelegi? Da. Deci extensia a entității se manifesta ca judecător, știi? Al situațiilor, ca un fel de conștiință care nu era Da. conștiință. O voce interioară care critica și distanța și mai mult, știi? Și îl făcea să pice și mai mult. Trebuie să-și taie toate legăturile acum, așa, cu aceste entități, și a tăiat cu Arhanghelul de mult. Deci Da. Așa spune că trebuie să-mi extrag toate programele. Așa, și îi spune că te ier că nu știi ce faci. Da. Știi, la care programul în sine rânjește, că știe foarte bine ce face. Și zice, dacă știi foarte bine ce faci, atunci știi pentru ce o faci, și spune că lupta nu este veche sau nouă și da. Lupta este pentru voi, sufletele, pentru că anulezi și decrezi și nimeni să nu ia acest program. Toată lumea care se uită la acest video este deranjată și spune că noi trebuie să acționăm, să fim voi cum ar veni, da? Voi trebuie să, ca și cu noi, sufletele, anulăm de creem tot, nu mai relatez. Da. Deci, noi, sufletele, ar trebui să stăm într-o fântână, știi, și ei să fie ceea ce este la suprafață, experiența, știi? Dar noi să dăm energie cum ar veni. Da. Da. Bun. Încă de unde vine? Care este misiunea lui? Misiunea este să fie fericită. Ca parte sufletească, da? Să se întâlnească și să aducă pace și liniște și să ierte. Înțeles? Să se ierte, să învețe să ierte. Nu prea a învățat lecția asta a iertării, știi? Deci asta își pune ca misiune și cumva determină desfășurarea evenimentelor, știi? Lecția iubirii și a iertării, practic, da? Da. Așa. Bun. Să începem curățarea finală.